Micuțul a ajuns în spitalul din Motru cu febră de 42,5 grade. Acolo i-a fost refuzată internarea pe motiv de carantină. Într-un final, familia s-a întors cu copilul la spital, unde a intrat în comă și a rămas așa timp de 2 zile. După ce și-a revenit, băiețelul a ajuns la secția de boli infecțioase din Târgu Jiu. Mama a postat pe un site de socializare că micuțul suferă de meningită bacteriană și este sub tratament. De dimineață a deschis ochișorii, s-a trezit din comă după 2 zile aproape de chin și suferință. Are meningită și este sub tratament. Ne-a transferat la Târgu Jiu la boli infecțioase, a scris mama copilului pe o rețea de socializare. Reprezentanții Direcției Publice de Sănătate Gorj neagă faptul că ar fi pacienți suspecți de meningită la spitalele din județ. În momentul de față noi nu avem înregistrate suspiciuni de meningită. Am discutat cu medicul epidemiolog al unității noastre și dumnealor nu au încă în evidență niciun copil care are suspiciune sau copii internați cu diagnostic cert de meningită. În numai acelui caz nefericit de la Motru, noi suntem în alertă, noi monitorizăm toate cazurile care pun probleme și, bineînțeles, unitatea plăcească ne anunță atunci când sunt cazuri de acest gen. Deci în momentul de față noi nu avem înregistrate noi cazuri sau suspiciuni de meningită. Un copil de 4 ani din Motru a făcut stop cardiorespirator și a decedat în urmă cu 2 săptămâni, prezentând simptomele de meningită. Aceasta este o inflamație a învelișului creierului și a măduvei spinării, fiind cauzată de obicei de o infecție. Cel mai des apare la copii, adolescenți și tineri, însă un risc mai ridicat la persoanele cu un sistem imunitar slăbit.